18 iulie, ai banane la doar 2,99 lei kilogramul și zahăr cristal mărgăritar la doar 1,99 lei kilogramul. Kaufland. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Am revenit să vorbim puțin și despre îndepărtarea de scopul spiritual care produce suferință și boală. Îndepărtarea de scopul spiritual al fiecărei ființe intervine atunci când crezi, evident, cu ghilimele de rigoare, că misiunea ta personală coincide cu misiunea pe care Dumnezeu ți-a dat-o când ai venit la întrupare. Întrebarea este câți oameni se întreabă care este scopul real al vieții mele, de unde până unde mă înscriu între valorile, cerințele firești, reale, palpabile, obiective ale familiei, societății personale, dar totuși cine sunt eu? De unde vin? Poate acea forță numită aici sursă, dincolo matrice, în general Dumnezeu, are alte intenții pentru mine. Cât de mult mă înscriu în misiunea personală a Dumnezeu hărăzită mie pe acest pământ? Și atunci încep să înțeleg că firul de iarbă n-ar fi fost fir de iarbă, pomul, floarea, copacul, pasărea, dacă avea o idee personală despre ce trebuie să facă duminică la ora 8, să fie la mol. Nu. Trebuie să fie pe creangă să cânte. Și eu trebuie să am o creangă mea, un copac, o grădină în care, în primul rând, să înțeleg realitatea înconjurătoare, să studiez mediul, câți oameni înțeleg lumea în care trăiesc, câți oameni înțeleg să respecte viața sub toate formele ei, pentru că în momentul în care, unde vreau să ajung, în momentul în care marea majoritate a indivizilor umani trăiesc cindați de tot ceea ce înseamnă celălalt, cealaltă ființă, întregul din jurul lui. Și atunci este foarte greu să-ți îndeplinești dorințele când dorințele tale nu coincid cu dorințele unui creator pentru creația, casa în care tu te afli, că nu e a ta, această planetă. În momentul în care înțelegi, de structurile omului nu sunt acordate, ele nu merg în sensul e un sistem, această planetă compusă din milioane de specii, faună și floră. Eu vin cu intențiile mele strict egoiste, de cele mai multe ori, da? Iar eu niciodată nu exist, aproape niciodată, în ideea în care trebuie să exist. Noi nu ne naștem să avem, noi ne naștem să fim. Marea majoritate a indivizilor umani aleargă zi de zi ca să aibă. Și nu pot să nu-mi amintesc nu să fie. Nu pot să nu-mi amintesc că vorbeați de realitate și împlinirea dorințelor, de celebrele cuvinte ale lui Einstein, Albert Einstein, că umanitatea trăiește în general într-o stare de nebunie. Ce este nebunia? Să faci în fiecare zi același lucru și să aștepți rezultate diferite. Da? Se vorbea despre dorință, foarte corect, dacă tot timpul îți dorești ceva, plus că majoritatea umanității trăiește în acea vibrație a mentalului superficial, că dacă ar coborî în mintea profundă și ar înțelege, Doamne, sunt un individ într-o situație dată, apropo de prioritizarea, nu? Apropo de prioritizarea scopurilor, până la urmă, cine sunt eu, cât pot, cum pot, știu să transmit mesajul, semnalele, în primul rând, eu mi le-am, cum zice americanul, crystal clear. Mie mi-este foarte clar ce vreau. Dacă da, cum înțeleg să-mi implementez la propriu voința, dorințele, scopurile în realitatea înconjurătoare? Și pas cu pas, luând-o pas cu pas de la masca de oxigen, nu mă gândesc întâi, musai trebuie să ajung pe Himalaya, nu contează cum, eu nu, da? Nu, domne, am șanse reale să ajung în vârful muntelui. Pentru că mulți rămân la bază, nu au cum, n-au nicio șansă, nu sunt pregătiți din niciun punct de vedere. Eu aș veni întâi la formularea obiectivului. Adică dacă vine peșteșorul fermecat acum și te întreabă, da, o dorință, care e dorința ta spirituală? Cum o scrii într-o singură propoziție, da, într-o singură frază? Ce îi ceri? Ca să fie foarte concret și să-ți dea, să nu se întâmple ca în acel film cu Brendan Fraser, Pacul Diavoliță, adică nu știu dacă... Da, da. Să-ți dea dorințele, să trezești, dar la fiecare, da, dorință să fie ceva ce nu-ți place. Pentru că nu ai descris-o ca lumea, adică nu ai detaliat ca în caietul de sarcină al unui produs, da? Ca să detaliem aici legat de spiritualitate, în manifestare nu există nimic altceva decât Dumnezeu. Nu a existat, exact, așa spune Evanghelia noastră, că ne vrem creștini. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era cu Dumnezeu. Adică dacă la început nu era decât acel cuvânt, din ce s-a făcut totul?
din ce s-a făcut manifestarea, matematic, din acel cuvânt, adică din Dumnezeu, că nu exista altă materie la început, spune foarte clar Evanghelia și nu există nici acum. Acum, din moment ce în manifestare nu există altceva decât Dumnezeu, nespiritualitatea noastră rezultă din faptul că ne identificăm, pentru că așa suntem educați, cu altceva decât cu natura noastră fundamentală. Și atunci apar tot felul de conflicte. Da? Doar că în noi manifestarea a creat un sistem cu biofeedback care ca la avion, de fiecare dată când ne depărtăm de cale, e un pilot acolo care îți trage o boală, îți apare o problemă în față, un obstacol care pare neimaginabil, care te aduce din nou pe făgaș. Și practic noi în majoritatea timpului suntem pe lângă drum, exact ca avionul, adică 90% din timp noi suntem pe câmpie. Da? Justin Capra avea un catren foarte frumos despre asta, despre problemele omului în viață, și spunea așa: dimineața pe răcoare, când te trezești fără efort și nimica nu te doare, să știi atunci că ești mort. Da? Deci sfinții creștini spuneau că atunci când nu suferi, când nu există probleme în viața ta, Dumnezeu nu te iubește, nu te bagă în seamă. Da? Nu crești în momentul respectiv. Iar americanii spun că dacă dimineața te-ai trezit și nu te doare nimic, nu te apasă nimic, să-ți iei pulsul, că înseamnă că ai murit. Da? Deci probleme sunt tot timpul. Depinde de noi cum le privim. Iar acest privit ține de modul în care ne punem întrebările. Dacă ne punem întrebarea, că chiar astăzi am avut o discuție cu cineva care e într-o situație grea și cu obstinație, se întreba, dar de ce, dar de ce tocmai eu, dar uite, am făcut atâtea. Și e o întrebare tâmpită. Acest de ce nu are un răspuns concret. Adică, deci, acest de ce poate să aibă o multitudine, nu e o gândire structurată bună. Cel mai important este să spui întrebările corecte. Cum fac să ajung aici? Și o-i vedea eu dacă înțeleg sau nu. Nu-i nevoie să înțeleg de ce a fost problema aia, dar în mod sigur, dacă te-ai ridicat la un nivel superior, apare ca o iluminare, ca o revelație de ce a fost problema respectivă. Da? Și ce am de învățat? Care e lecția mea pe care mi-a apărut asta în cale? Care e lecția mea? Și ce mai am de învățat? Și încă ce mai am de învățat, ca să fiu sigur că am învățat lecția aia și că nu vom mai fi confruntat altă dată cu ea. Pentru că altfel rămâi repetent. Adică, deci, pur și simplu, asta e cum fac să ajung în punctul în care eu vreau să ajung și care este lecția pe care trebuie să o învăț din această situație cu care eu sunt confruntat. Și atunci, automat, suntem ghidați pe calea noastră spirituală, pentru că nu noi, la nivel fizic, căutăm răspunsul, ci subconștientul nostru, care este conectat la această divinitate care suntem. Haideți să o spunem... Iartă-mă un pic, Eugen, apropo de exemplul excepțional cu avionul, știi ce face umanitatea în general în bloc? Își alege o cale, un scop, aia, nu alta, fără abateri, că atunci e ghinion, mi se întâmplă ceva. Dacă avionul, pilotul nu ar înțelege că acolo, pe măsură ce urcă, dă de goluri de aer, mase de nori, diverse influențe și ar vrea să meargă pur și simplu, fără abatere, doar pe acea cale aeriană către destinație, cu certitudine n-ar ajunge. Ceva ar duce la prăbușirea lui. Asta este prăbușirea omului în dorințele lui. Nu înțelege, metaforic vorbind, că dai de o masă, dai de un gol de aer, dai de nori, condiții meteorologice, nu? Nu întotdeauna satisfăcătoare, că de-aia sunt toate abaterile avioanelor, nu pentru că dansează pe cer. Aceste abateri vin de la condițiile atmosferice, niciodată nu sunt perfecte, că nu s-ar mai ridica aproape niciun avion de la sol, nicăieri în lume. S-ar ridica probabil odată pe an, când, nu știu, nici măcar atunci. Aceste abateri sunt pentru a ajunge în siguranță la destinație. Ei bine, despre asta este vorba când spuneam mai devreme că trebuie să înțelegi mediul în care trăiești, să înțelegi cum îți implementezi dorințele, pentru că, metaforic vorbind, vei întâlni condiții atmosferice completamente neprielnice scopurilor tale. Oamenii nu au planul B în viață. Dacă nu au reușit în felul în care ei au gândit un lucru, nu mai încearcă nimic, știi bine ce se întâmplă cu mentalul, da? Sunt atâtea căderi, oamenii devin depresivi, neînțelegând. Vreau să dau un exemplu. Un adolescent se gândește, vreau să dau la cutare facultate. Nu intru, ce fac? Mă droghez, cad în depresii, medicație, internări. Dacă nu intru la respectiva facultate, trebuie să am planul B, să mai am în vedere cel puțin două facultăți sau curs
cursuri pozniceale. Să știi că foarte mulți tineri nu au planul B, apropo de exemple concrete, da? Nu au planul B, îi vezi că nu mai fac nimic dacă au căzut la o facultate. Întotdeauna în viață trebuie să ai planul B, cum ajung de la punctul A la punctul B. S-ar putea să am blocaje, s-ar putea să nu înțeleg eu ce fac suficient de bine, să nu mă descurc cum ar trebui în situația dată, sau eu mă descurc foarte bine, dar îmi pun alții pieriși. Bun, cum fac ca un schior, nu, să trec peste obstacole și să ajung totuși jos? Că și nici schiorul nu poate să meargă perfect drept. Nu are cum. Nu are cum. Știm, sunt zone când sub zăpadă poate să fie gheață sau dâmburi de te aruncă. Trebuie să ocolești, să intuiești, să simți terenul pe care schiezi. Pilotul de avion la fel și așa mai departe, da? Ai observat vatmanul de tramvai, deși merge o bucată de drum cu o viteză foarte mare, la un moment dat încetinește și îți dai seama și de ce încetinește, pentru că ai văzut cum sare tramvaiul. Sunt zone în care șinele nu sunt, au diverse probleme, sau e zona de îmbinare, nu poate să meargă continuu cu viteză maximă cu acel vehicul. La fel este și în viață, trebuie să iei în calcul planul B. Sănătatea, vorbeam de foarte important. Voi fi suficient de sănătos? Oare nu se întâmplă nimic? De ce să nu iau un calcul? De ce să nu iau un calcul? Că se poate întâmpla ceva, da? Se poate întâmpla ceva. Am timpul fizic necesar? Mă pot plia pe cerințele mediului unde mă aflu, familie, serviciu, perioada anului, perioada vieții. Deci sunt factori, sunt elemente și s-ar putea că atunci când îți prioritizezi, nu? Scopurile, dar ești și profund conștient de cine ești tu, ca sănătate mentală, afectivă și din toate punctele de vedere, inclusiv financiară, da? Când tu conștientizezi cine ești, să ajungi într-adevăr la scopul tău și într-un timp rapid, pentru că îți cunoști forțele, știi cum să te folosești de ele. E logic. În legătură cu scopul nostru, haideți să o spunem foarte direct, limpede și clar. Scopul fundamental al ființei umane este identificarea cu divinitatea din noi. Identificare care se realizează, bineînțeles, prin cunoaștere superioară și prin trezire spirituală. Prin comparație, toate celelalte scopuri ale vieții, mai mult sau mai puțin materiale, sunt neimportante și secundare, adică subordonate scopului fundamental. Și de ce îndeplinirea acestui scop fundamental ne duce, dacă vreți, în ipostaza noastră existențială ultimă, supremă, adică mai bine de atâta nu se poate? Foarte simplu. Dacă noi am ajuns la concluzia că noi ca ființe umane funcționăm mai bine dacă avem acea gândire regresivă la care făcea referire Eugen, adică ne gândim mai întâi la scop și pe urmă la momentul actual, vă dați seama că divinitatea, Dumnezeu, care a proiectat acest univers și care ne-a proiectat pe fiecare dintre noi, a avut în vedere încă de la, din momentul în care am fost creați, care va fi scopul, care va fi finalitatea. Asta ce înseamnă? Că Dumnezeu ne-a dat toate calitățile, toate însușirile, toate înzestările, talentele, harul necesar pentru a ne îndeplini exact acea menire. Noi avem liber arbitru și putem să alegem, putem să mergem pe firul vieții noastre sau putem să deviem, așa cum spunea Eugen. Dar în cazul acesta, sigur, avionul nostru nu va mai ateriza la destinație. Ori pentru că noi suntem programați, dacă vreți, destinați să funcționăm optim și maxim dacă ne îndeplinim menirea, atunci practic asta înseamnă că noi nu ar trebui să mai cerem lucruri concrete. Adică eu nu ar trebui să mai cer, nu știu, să vin la Dumnezeu cu o listă. Dă-mi, Doamne, o listă. Punctul A, punctul B, punctul C. Ar trebui să mă rog un singur lucru. Dă-mi, Doamne, intuiția, inspirația de a ajunge acolo unde eu trebuie să fiu. Pentru că dacă eu am ajuns acolo unde trebuie să fiu, toate dorințele mi se îndeplinesc, grația divină se revarsă asupra mea și atunci am acea eficiență de care tu spuneai, Alina, pe care culmea o au uneori oamenii simpli, care imediat cum gândesc ceva, imediat se realizează și le merge bine. De ce? Pentru că ei poate inconștient îndeplinesc voia lui Dumnezeu și își realizează planul. Exact cum spunea Iisus,